găsit, dragii mei! Astăzi vom face niște chifteluțe de carne de porc cu piure de cartofi. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie de 500 de grame de carne de porc tocată, 3 linguri de soia granule, 2 linguri de pesmet, un cartof ras pe răzătoare, un morcov ras, o ceapă tocată mărunt, 2 căței de usturoi, puțin pătrunjel verde, puțin mărar verde, un vârf de linguriță de sare, un vârf de linguriță de piper. Pentru piure avem nevoie de 5 cartofi, puțin unt și puțin lapte. Avem nevoie de ulei pentru prăjit chiftelele. Pentru sosul care îl punem deasupra pe pireu, avem nevoie de o lingură de sos de roșii și o lingură de ulei de măsline. 2 ouă. Am pus granulele de soia în apă călduță și le-am stors bine după ce s-au hidratat. S-au hidratat foarte repede, ale dumneavoastră, dacă sunt mai tari, eventual le fierbe sau le lăsați mai mult în apă călduță. Le-am amestecat cu carnea. Acum amestecăm toate celelalte ingrediente. Eu vă spun exact cum fac eu rețeta de chiftele. Mie îmi plac cu mai multe legume în ele, nu numai carne, să fie numai carne. Amestecăm absolut toate ingredientele. Am schimbat bolul pentru că era prea micuț. După cum v-am spus, amestecăm toate ingredientele. Și amestecăm foarte bine. Le amestecăm cu mâna. Le-am amestecat foarte bine. Acum ne ocupăm să le prăjim. Am pus într-o tigaie pe foc 250 de ml de ulei și așteptăm să se încingă. Între timp începem să formăm chiftelele. Am pus pe o farfurie niște făină. Luăm din compoziția de chiftele. Le formăm. Eu le fac rotunde, plate, rotunde și le dăm prin făină. O aplatizăm în palmă. Continuăm așa cu toate chifteluțele. Sunt foarte gustoase când puneți și legume în ele. Sunt mai gustoase, au mai multă savoare. Continuăm așa cu toate. Începem să punem în tigaie. S-a încins uleiul. Thank you.
începem să întoarcem la chifteluțe, cele care le-am pus prima dată. Eu le întorc o furculiță. Pe aceștia le mai lăsăm pentru că le-am pus mai pe urmă. Și așteptăm să se prăjească. În timp ce se prăjesc chiftelele, punem și pireul la foc. Eu i-am tocat cartofii mai mărunt și am pus apă exact la nivelul lor și un praf de sare. Și îi punem la fiert. Am așezat șervete de hârtie pe un platou și începem să luăm din chifteluțele prăjite. Le scurgem bine de ulei. Continuăm cu chifteluțele care n-au mai rămas. Pentru că mi-au mai rămas câteva. Pe cele prăjite. Și mai am două de format. Terminat de prăjit chifteluțele. Uitați-le cum arată. Vă garantez că sunt foarte gustoase. Am fiert cartofii, uitați-vă. De aceea v-am zis să punem apă la nivelul lor. Uitați-vă, ai mei au, apa mea a scăzut aproape că nu a rămas deloc, dacă a rămas o linguriță de apă. Acum îi punem la bătut. Îi punem în bolul de la robot. Eu îi fac robotul. Adăugăm și untul. Am 15 grame de unt. Nu am unt mult, pentru că nici pireu nu am mult. Eu am, să zic, 3 porții de pireu. Adăugăm și puțin lapte. Eu am aici 150 de grame de lapte călduț, dar nu o să-l punem, cred, pe tot.
în funcție de consistența lui. Pireul meu este gata. Eu l-am frecat, l-am bătut cu mixerul, cred, în jur de 5 minute. Am adăugat din lapte, după cum v-am spus, 70 de mililitri de lapte am pus, laptele călduț. În felul acesta, pireul nostru este foarte spumos, foarte pufos, adăugând lapte. Acum, într-o crăticioară, adăugăm uleiul de măsline. Și sucul de roșii. Îl lăsăm numai să dea câteva clocote. Și putem să adăugăm și puțin oregan. Puțin de tot. Foarte puțin. Este gata. Dăm la o parte. Am terminat chifteluțele și pireul, așa arată, sunt foarte gustoase și pireul și chifteluțele. Eu vă doresc poftă bună și vă provoc să încercați și dumneavoastră rețeta mea de chifteluțe cu legume. Pe data viitoare la o altă rețetă. La revedere!